Guvernul dă undă verde pentru vânzarea fostului stadion Republican, care va ajunge în posesia ambasadei Statelor Unite. Un document prin care sunt descrise toate etapele a fost făcut public pe unele canale de Telegram. Pe terenul cu suprafața de peste 5 hectare ar urma să fie construit un sediu nou pentru ambasadă. Deocamdată nu se cunoaște suma pe care o va încasa țara noastră pentru lotul de pământ, pentru că prețul încă nu a fost estimat. Socialiștii, care au fost tot timpul împotriva înstrăinării, au protestat la guvern. Agenția Proprietății Publice a lansat procedura de vânzare a celor circa 5 hectare de pământ al fostului stadion Republican, care acum stă în paragină. Astfel, terenul va trece din proprietate publică în proprietate privată. Deocamdată nu se știe care va fi prețul de vânzare a lotului de pământ. Suma de vânzare va fi calculată după ce Guvernul Republicii Moldova și cel al SUA vor încheia un memorandum de înțelegere, iar Agenția Proprietății Publice va institui un grup de lucru care să evalueze costul lotului de pământ. Totodată, în hotărârea executivului este indicat că în decursul a 12 luni, după semnarea memorandumului, trebuie obținute și toate actele permisive de la Primăria Chișinău, așa încât Statele Unite să poată finanța și construi drumuri de acces și benzi de circulație asociate de întoarcere de-a lungul tuturor celor patru granițe ale teritoriului. L-am întrebat despre acest subiect pe ministrul economiei, Sergiu Gaibu. Noi urmează să examinăm acest proiect și să dăm un aviz, deci de-abia o inițiativă. Vom discuta, evident, cu colegii și vom lua decizia finală. De cealaltă parte, responsabilii din partea Statelor Unite se angajează să renoveze și să repare porțile care au valoarea istorică, intrarea și spațiile asociate acesteia. Pe lângă construcția unui nou sediu pentru ambasada lor, în preajmă va fi amenajat și un parc cu denumirea care să reprezinte relația dintre cele două țări. O parte din spațiul acestui parc va putea fi folosită pentru expoziții de artă, evenimente sau alte activități culturale. Până acum, acest teren a fost lăsat în paragină de către guvernele anterioare. Nu au reușit să facă nimic și eu cred că este timpul ca să fie valorificat în interesul țării. La subiect a reacționat și un grup de activiști civici care au solicitat ca oamenii să fie implicați în procesul de consultare publică a hotărârii de vânzare a lotului. După ani buni în care teritoriul fostului stadion s-a transformat într-o gunoiște, în 2018, atunci când la putere erau democrații, Parlamentul a decis să-l transmită în proprietatea ambasadei americane pentru construcția unui nou sediu. Decizia a fost contestată însă de PSRM, care și astăzi au scandat lozinci în fața guvernului împotriva vânzării terenului. Все знают, и это власть в том числе, что люди, граждане Республики Молдова, кишиневцы, категорически против продажи Teritoriei Republicanского стадиона американскому посольству. În 2020, majoritatea parlamentară PSRM Șor au votat pentru reîntoarcerea terenului în proprietatea statului, doar că la sesizarea opoziției, Curtea Constituțională a suspendat legea. Pe atunci, fugarul Ilan Șor avea planuri mari pentru acest teren, mai exact construcția unui complex Moldova Land sau Basarabia Land. În iulie anul trecut, Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă și sesizarea deputaților socialiști Grigore Novac și Vasile Bolea. Stadionul Republican a fost dat în exploatare în 1952. În 2006 însă acesta a fost închis, iar un an mai târziu, la indicația fostului premier Vasile Tarlev, a fost demolat. Atunci, prim-ministrul promitea că în locul stadionului va fi construită o arenă modernă cu 20.000 de locuri, o parcare imensă, dar și un hotel. Lucrările de reconstrucție așa și nu au mai început.